Suntem elevii Cotorbe Emilian, Gheorghe Maria, Turcea Roxana, iar împreună cu profesoara Pătrujana am inițiat proiectul Pinacoteca Marius Bunescu. Of, Doamne, ce mai zi? Păi spune și dumneavoastră, testare la matematică, un like plus un like, asta nu e tot matematică. Vai de mine, testare la geografie, era să mă prindă copiii. Geografie, eu folosesc GPS-ul. Păi nu e mai ușor? Ia spuneți. Dar în sfârșit am scăpat. Am tot timpul pentru mine. O plimbărică, poate și o manicură, poate și un make-up, ceva. N-ar strica, ar fi binevenit. Cine mă mai sună? Oh, da, Maria. Ce să fac? Foarte bine. Am venit de la școală, am scris. Proiect? Ce proiect? Despre minunile Caracalului? Păi, bineînțeles că nu am uitat. L-am început, mai am puțin și termin. Mâine am să-l și predau. Păi așa mă știi tu pe mine. Vai, te-am lăsat. Auleu, Doamne, proiect, alt proiect și eu care credeam că scăpase. Ia să vedem. Minunile Caracalului. S-a răsturnat carul cu proști? Cimitirul pe strada Învierii? Închisoarea pe strada Libertății? Au furat ușa poliției? Au luat pompieri? M-am încurcat și mai rău. Ce să fac eu cu astea? Nepoțică! Da, bunicule! Manierele, uitase! Vino mai încoace să vorbesc cu tine! Treci în partea asta! Da, bunicule, bineînțeles! Ce faci? Ai venit de la școală? Da, bunicule, venit de la școală! Da, bravo! Note? E, bunicule, note mari! Note mici! Note mari! Cum seamănă ea cu bunicul! Dar ce ai, ești supărată? Păi știi, bunicule, aș avea de făcut un proiect despre minunile Caracalului și nu am pic de inspirație. Ce vorba asta? Păi tu nu știi nici o minune a Caracalului? Nu, bunicule, auzi, bunicul, dacă tot ești mata aici, nu spui și mie, de ce se spune că în Caracal s-a răsturnat carul cu proști? Păi tu nu știi. Ei, nici pe asta nu știu, bunicule. Dacă nici pe asta nu știi, hai vrei să-ți povestească bunicul. Da, bunicule, spune. Ia stai tu la bunicul pe picior, cum stăteai tu când erai eu, că... Draga mea nepoțică. Da, bunicule. În 1848, așa, la Caracal, au fost aduși cu un car niște țărani să fie judecați. Da. Pe drum, osia s-a rupt și carul s-a răsturnat. Și țăranii au căzut. Nu! Vezi că nu știi. Nu țăranii, că pe vremea aia boierii le spuneau țăranilor prostimea. Ai înțeles? Și de aici vine vorba că la Caracal s-ar fi răsturnat căruța cu proști. Da? Dar văd că râdeți de mine, că sunt din Caracal, de unde s-a răsturnat carul cu proști. Ascultați de la un om în vârstă. De atunci a trecut mult timp și s-au împrăștiat peste tot. Apropo, tu ăla de acolo, de unde zici că ești? Aoleu, bunicule, lasă prostiile cu carul și minunile și... Eu am nevoie de o minune serioasă pentru proiectul meu. Ce portret, mă? Proiect, bunicule, proiect! Dar de ce țip? E tot de neadă s-au răsturnat. Tu, de la ce liceu ești? Păi, de la Colegiul Național Ionita San, bunicule. Da? Da. Din Caracal? Din Caracal. Păi, vedeți, adică... Tu, care ai minune acolo la tine în liceu, vii și mă întrebi pe mine, om în vârstă. Auzi, dar ce are? Tu n-ai auzit de pinacoteca de la tine din liceu? Ei, ba am auzit, bunicule, am și vizitat-o. Dar totuși, de ce se spune că e o minune? De ce? Fata mea, felul în care s-a înfăptuit chiar e o minune. Adică din nimic aș putea spune, dar nu pot eu să-ți dau multe detalii, că nu știu. Păi spune-mi. Dar n-auzi că nu știu? Bine, dacă mă rogi frumos, dar doar dacă mă rogi frumos, uite, eu zic așa, să te duci la profesorul Pătru Crăciun. Așa? Sigur te poate ajuta. Ei, am să mă duc, bunicule. Te duci, da? Da.
Eu mă duc să-mi iau pastila. Du-te. Ia să vedem. Pătru Crăciun. Stați așa. A fost director în anul 1947. Asta înseamnă că e mort. Stai, bunicule. Cum mă duc eu la profesorul Pătru Crăciun dacă el e mort? Spune. Păi te duci în 1947. Mă duc și în 1947. Ce să fac? Stați, că am eu aplicații pentru orice. Ia să vezi. 1947. Pătru Crăciun? Dumneavoastră sunteți profesorul Pătru Crăciun? Da. Deci să înțeleg că dumneavoastră sunteți responsabil pentru înființarea Pinacotecii. Așa este. Te pot ajuta cu ceva? Aș avea nevoie de câteva informații pe care doar dumneavoastră mi le puteți da. Îmi puteți spune cum a luat naștere acest proiect? Desigur. Ia un loc, te rog. Draga mea, meritul nu a fost doar al meu. Eu am fost inițiatorul. O muncă neînsemnată, aș putea spune, pe lângă efortul atâtor și atâtor oameni. Cum așa? Totul a început când l-am rugat pe pictorul Marius Bunescu să mă ajute la realizarea proiectului. Acesta s-a arătat plăcut interesat de inițiativa mea și mi-a promis că va face apelul cunoscut și altor artiști romanațeni. Deja devine foarte interesant. Așteaptă. Încă nu știi tot. Nu a trecut mult timp, iar pe adresa liceului nostru, ca prin minune, au început să apară opere de artă ce purtau semnătura unor artiști consacrați. Hortensia Popescu, Teodorescu Romanaț, Ion Mușeleanu, la care s-au adăugat Rodica Maniu, Alexandru Țipoia, Dumitru Gheață, Isăr și alții. Dar Marius Bunescu nu s-a mulțumit doar prin a-mi face mie cunoscut apelul. Acesta a donat Pinacotecii 77 de exponate. 77! Este și motivul pentru care noi ne-am hotărât să numim Pinacoteca Marius Bunescu. Înțeleg. Privește! Aici se află primul catalog cu cele 48 de exponate, când școala noastră era singura din România care deținea o pinacotecă. Dar, domnule profesor, și azi suntem singura școală ce deține o pinacotecă. Și mai aveți expuse cele 48 de tablouri? Domnule profesor, avem peste 300 de exponate. 300? Da, peste 300, printre care se numeră și stampe și kakimonouri japoneze originale din secolul al XVIII-lea. Stampe și kakimonouri japoneze în caracal? Împreună cu colegii mei am realizat un album al tuturor exponatelor din pinacotecă. L-am chiar aici. Uitați! Deci, aici. Foarte frumos. Ba mai mult, domnule profesor, am adunat toată corespondența dumneavoastră cu pictorul Marius Bunescu într-un volum. Îl am chiar aici. Uitați! Albumul și cartea vor fi prezentate publicului caracalean în vară, cu prilejul împlinirii a 520 de ani de la atestarea documentară a județului Romanaț. În noiembrie, la zilele municipiului, și anul următor, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființarea Pinacotecii. Cât de mult mi-aș dori să revăd Pinacoteca, dar știu că e imposibil asta. Dar nu este greu, se poate vedea chiar pe telefon. Pe telefon? Da, l-am chiar aici. O singură accesare a aplicației YouTube și putem face un tur al Pinacotecii. Ne-am gândit că prin acest filmuleț realizat de noi, orice om de pe planeta Pământ poate face un tur al Pinacotecii. Și cu tabura statică. În total, pictorul a donat Pinacotecii 77 de lucrări. Picturi, desene, peisaje.
Valoarea Pinacotecii Marius Lunescu este întrecită de cele două sculpturi în marmură albă, reprezentându-i pe Constantin Poroineanu și pe Eufrosina Poroineanu, sora acestuia. Realizate de sculptorul Romanelli, cele două sculpturi străjuiesc de o parte și de cealaltă sala ovală a Pinacotecii. În memoria caracalenilor, marele proprietar Constantin Poroineanu a rămas prin averea lăsată orașului, dar și prin numeroasele acte caritabile făcute elevilor de la liceul Ionița sa. În amintirea marelui filantrop, parcul din orașul Caracal îi poartă numele. Pinacoteca a fost și este considerată un izvor de creație. De-a lungul anilor, elevii ai liceului care au intrat în Pinacotecă au rămas plăcut surprinși de frumusețea artei. Elevi precum Teodor Catană, Ion Popescu, Udriște, Vintilă Mihăiescu, Relu Popa mi-au călcat pe urmă. Al dumneavoastră, Marius Lunescu. Școala noastră activează un cer de pictură. La inițiativa acestuia a luat naștere o școală de vară. Aceasta adună anual elevi artiști din toată țara. Priviți, avem chiar aici câteva din roadele muncii noastre. În Cartea de Aur a Pinacotecii au semnat nume grele ale culturii și științei românești. Magda Stavinsky, Solomon Marcus, Eugen Simion, Răzvan Teodorescu. Maestre Marius Bunescu, ați fi de acord ca stampele și ca kimonourile japoneze să fie numite o nouă minune a Caracalului? Da, sunt de acord, dar numai cu acordul publicului. Bună ziua, sunt profesoara Jana Pătru, împreună cu alți colegi ai mei, respectiv Magda Alexandrescu, profesor de desen în Colegiul Național Ionița San și cu domnul profesor Nelu Bârză, profesor de muzică, dar și cu elevii mei care se vor prezenta pe urmă, am realizat un proiect despre Pinacoteca Marius Bunescu, proiect cu care ne-am prezentat la un concurs național. Mai multe vă vor spune, de fapt, chiar cei care au participat direct la acest proiect și concurs. Mă numesc Gheorghe Maria. Mă numesc Burcea Maria Roxana. Numele meu este Cotulbe Emilian. Deci, este echipa care a realizat proiectul despre care vă vorbeam puțin mai devreme și despre care tot ei vă vor detalia, vă vor spune mai multe lucruri despre acesta. Am participat la concursul Cultură și Civilizație în România, care s-a ținut la Suceava. Concursul a fost realizat la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării. Este un concurs școlar care se organizează în fiecare an. Are o fază județeană, am trecut de acea fază, iar faza națională, într-adevăr, s-a organizat la Suceava. Roxana? Ideea acestui proiect a pornit de la minunile Caracalului. Noi ne-am gândit să luăm chiar adevăratele minuni, pornind de la liceul nostru, Colegiul Național Ionița San. Și fiindcă liceul nostru găzduiește o pinacotecă, o galerie de artă impresionantă, am hotărât să începem acest proiect cu Pinacoteca Marius Bunescu. În cadrul proiectului s-au realizat mai multe produse finale și cred că despre aceste produse Iemi Cotulbe are să ne spună mai multe. Grupul nostru a realizat în proiectul de promovare și conservare un album foto în care avem expuse tablourile și exponatele din Pinacotecă, o carte, în această carte se găsește corespondența profesorului Pătru Crăciun cu pictorii din zona romanațeană. Am realizat de asemenea și un format DVD în care avem prezentat un filmuleț de prezentare și câteva imagini din Pinacotecă. Ne propunem de asemenea, vara aceasta, să prezentăm produsele noastre cu prilejul unor evenimente. Unul dintre aceste evenimente este atestarea documentară a județului Romanați,
au trecut de atunci 520 de ani și de asemenea în luna noiembrie dorim să promovăm aceste produse la sărbătorirea zilelor municipiului Caracal. Dar și anul viitor, la aniversarea a 70 de ani de la înființarea Pinacotecii. Pe de altă parte, am obținut premiu special de la Bucovina Literară. Mult puțin, pentru noi a însemnat mult, nu atât premiul, cât munca în echipă, cât faptul că am încercat și încercăm să promovăm aceste produse care aduc în prim plan minunea caracaleană, minunea care se numește Pinacoteca Marius Bunescu. De asemenea, consider că este numai un început, că dincolo de minunile, între ghilimele, despre care se vorbește, pe lângă Pinacoteca Marius Bunescu, adăugăm parcul Constantin Poroineanu, iar poate fi socotit minune a noastră, a caracalenilor, a romanațenilor, Teatrul Național și cred că și alte exemple ar putea să urmeze. Mulțumim!